Bine v-am găsit la un nou tutorial. De această dată, cum să extragi un injector fără să ai scule. Nu funcționează la toate injectoarele, dar în mare parte funcționează. Avem aici, am încercat eu deja înainte, avem chestia asta care ține injectorul, da? Care normal ia stă așa și presează injectorul în jos, corect? Noi ca să extragem, luăm piesa asta, punem, nu știu, ceva care ar putea funcționa, gen o piesă de la trusă, o punem aici, jos, în dreptul lui, punem presa asta, o punem invers, ea normal stătea așa, noi o punem invers, o băgăm la locul ei unde trebuia să apese pe injector și acum facem o pârghie. Luăm, nu știu, un obiect, o de altă ceva, punem în sensul opus și batem în ea. Asta, făcând o pârghie, se împinge injectorul în sus. Și injectorul aproape că a ieșit de tot. Acum, vedeți? Ne-a ieșit primul injector. Repetați exercițiul la toate celelalte. Aveți grijă doar atunci când puneți o piesă aici să țină contra, să nu fie prea mică sau să bateți prea tare încât să spargeți capacul la chiuloasă. Asta a fost pentru astăzi.